Gelatina elimină durerile de spate, articulații, picioare și gât în numai 7 zile. Sfatul unui medic militar pentru ungerea și tratarea articulațiilor. Gelatina conține aproximativ jumătate din cei 18 aminoacizi esențiali pentru sănătatea pielii, unghiilor și părului, precum și pentru fortificarea sistemului imunitar și menținerea greutății corporale. Pe lângă contribuția sa la prepararea unor prăjituri delicioase, gelatina se poate transforma într-un remediu excepțional pentru problemele articulațiilor, durerilor de spate, de picioare sau de gât. Specialiștii ne asigură că următoarea rețetă ne va uimi prin eficiența ei, caracterizând-o drept un adevărat miracol pentru sănătate. Rețeta cu gelatină pentru eliminarea durerilor este următoarea. 150 de grame de pudră de gelatină comestibilă, cantitate suficientă pentru 30 de zile și un sfert de cană de apă rece. Metoda de preparare. Într-un sfert de cană de apă rece se adaugă 5 grame de gelatină, se amestecă bine, iar remediul se lasă să stea până dimineața la temperatura camerei, se prepară întotdeauna seara. În tot acest timp, gelatina va transforma apa într-un geleu. Administrare. Dimineața, după spălarea pe dinți, se consumă amestecul pe stomacul gol. Dacă vă găsiți în dificultatea de a-l consuma ca atare gol, există posibilitatea de a-l amesteca cu miere sau cu un iaurt natural preferabil. Pacienții care au testat acest remediu, inclusiv medicii specialiști, se declară foarte mulțumiți de eficiența curei cu gelatină, mărturisind că după doar o săptămână de tratament, durerea le-a dispărut. Ce face ca gelatina să fie atât de benefică pentru articulații și numai? Gelatina este o substanță bogată în colagen, cu proprietăți excelente asupra sănătății. Printre aminoacizii esențiali regăsiți în gelatină se numără prolina și hidrosiprolinul, despre care se cunoaște faptul că au un impact pozitiv asupra recuperării țesutului conjunctiv. Studiile amănunțite au demonstrat că gelatina deține capacitatea de a mări creșterea și domeniul de aplicare al țesutului conjunctiv, fapt foarte important în cazul articulațiilor bolnave. Pe lângă tratarea articulațiilor, durerilor de spate, de picioare sau de gât, gelatina este un produs cu o calitate excepțională pentru îmbunătățirea stării de sănătate. Elimină toxinele și favorizează dezvoltarea musculară. Glicina din gelatină are efect antiinflamator, contribuind la eliminarea toxinelor, vindecarea mai rapidă a rănilor și îmbunătățirea calității somnului. Pe de altă parte, gelatina conține lisină, substanță ce ajută la o mai bună absorție a calciului și favorizează dezvoltarea musculară. Ajută la slăbit. Pe lângă reglarea digestiei și eliminarea constipației, tratamentul cu gelatină are ca efect și pierderea în greutate, proprietate susținută în special de sportivi de performanță, care confirmă că o linguriță de pudră de gelatină administrată seara, cu minimum 3 ore înainte de culcare, ajută la arderea mai eficientă a grăsimilor, menținând totodată greutatea constantă. Previne apariția osteoporozei. Tratamentul cu gelatină menține oasele și articulațiile sănătoase. Aminoacizii din compoziție ajută la dezvoltarea și menținerea armonioasă a sistemului osos. Efectul antiinflamator ameliorează simptomele specifice artrozei, durere și înțepenire. Întărește părul, unghiile și dinții. Bogată în keratină, gelatina ajută la regenerarea firului de păr, crescându-i rezistența. Alte beneficii în urma consumului de gelatină constau în menținerea sănătății unghiilor, protejarea dinților împotriva plăcii dentare și a cariilor. Previne îmbătrânirea prematură. Concentrația crescută de colagen din gelatină energizează dermul, previne apariția ridurilor și îmbătrânirea prematură. Introducerea unei cantități mai mari de colagen în organism prin alimentație stimulează corpul să producă pe cont propriu o astfel de substanță benefică.